Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu. Azi, Cartea lui Iov, capitolele 1-7. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Iov, personaj din Vechiul Testament, un om drept care a îndurat nenorociri cumplite, dar a rămas totuși fidel credinței lui în Dumnezeu. Povestirea lui se află în Cartea lui Iov. Cartea lui Iov. Deși cartea vorbește despre suferințele lui Iov, ea nu răspunde pe de-a întregul întrebării de ce Iov sau oricine altcineva suferă durerea și pierderea familiei și a bunurilor lui. Cartea clarifică că a avea nenorociri nu înseamnă neapărat că acea persoană a păcătuit. Domnul se poate folosi și de nenorociri pentru experiență, disciplină și instruire la fel de bine ca și pentru a pedepsi. Cartea poate fi împărțită în 4 părți. Capitolele 1-2 sunt un prolog la povestire. Capitolele 3-31 relatează o serie de discuții între Iov și trei prieteni. Capitolele 32-37 conțin discursurile lui Elihu, un al patrulea prieten, care îl condamnă pe Iov pentru alte motive decât acelea ale primelor trei prieteni. Capitolele 38-42 încheie cartea asigurându-l pe Iov că drumul lui în viață a fost bun de la început. Cartea lui Iov ne învață că dacă cineva are o cunoaștere corectă a lui Dumnezeu și trăiește o viață pe placul lui Dumnezeu, el va fi în stare să îndure mai bine încercările la care este supus. Credința de nezdruncinat a lui Iov este caracterizată prin exclamații cum ar fi: Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Iov 1:21. Iov mai este menționat în Ezechiel 14:14, Iacov 5:11, Doctrină și legăminte 121:10. Dragi prieteni, vom parcurge împreună Cartea lui Iov. Capitolul 1. Era odată în Ținutul Uz un om pe care îl chema Iov și acest om era fără prihană și drept, se temea de Dumnezeu și se ferea de ce este rău. Și s-au născut 7 feciori și 3 fete. El avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi și 500 de asini și mulțime mare de slugi. Și omul acesta era cel mai de seamă dintre toți răsăritenii. Feciorii lui se duceau unul la altul și păceau o speță în casele lor fiecare la ziua lui și trimiteau să cheme pe surorile lor ca să mănânce și să bea cu ei. Și apoi când isprăveau zilele petrecerilor, Iov chema și sfințea pe feciorii săi și se scula dis de dimineață și aducea arderi de tot după numărul lor al tuturor. Căci Iov zicea: se poate ca feciorii mei să fi păcătuit și să fi cugetat cu păcat împotriva lui Dumnezeu. Și așa făcea Iov mereu. Dar într-o zi îngerii lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei. Atunci Domnul a zis către Satan: de unde vii? Iar Satan a răspuns Domnului și a zis: am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Și Domnul a zis către Satan: te-ai uitat la robul meu Iov, că nu este niciunul ca el pe pământ fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care să se ferească de ce este rău? Dar Satan a răspuns Domnului și a zis: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? N-ai făcut tu gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ce este al lui, în toate părțile, și ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui au umplut pământul? Dar ia întinde mâna ta și atinge-te de tot ce este al lui, să vedem dacă nu te va blestema în față. Atunci Domnul a zis către Satan: iată, tot ce are el este în puterea ta, numai asupra lui să nu întinzi mâna ta. Și Satan a pierit din fața lui Dumnezeu. Și într-o zi când feciorii și fetele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, a sosit un vestitor la Iov și a spus: boii erau la arătură și asinele pășteau pe lângă ei. Atunci sabeenii au năvălit asupra lor, au pus mâna pe vite și pe robi au trecut prin ascuțișul sabiei. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Nu a sfârșit vorba bine și altul a sosit și a spus: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile tale și pe robii tăi și i-a mistuit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Nu a sfârșit vorba bine și altul a sosit și a spus: caldeii împărțiți în trei cete au dat năvală peste cămilele tale și le-au ridicat și pe robi au trecut prin ascuțișul sabiei. Am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Nu sfârșise vorba bine și altul a sosit și a spus: feciorii tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare. Și iată că un vânt puternic s-a stârnit dinspre pustiu și a izbit în cele 4 colțuri ale casei și casa s-a prăbușit peste tineri și ei au murit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșit veșmântul
s-a ras pe cap și căzând la pământ s-a închinat. Și-a rostit, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Și întru toate acestea, Iov nu a păcătuit și nu a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. Capitolul 2. Și iarăși au venit într-o zi îngerii lui Dumnezeu să se înfățișeze înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei să se înfățișeze înaintea Domnului. Și Domnul a zis către Satan, de unde vii? Iar Satan a răspuns Domnului și a zis, am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Și Domnul a zis către Satan, ai luat-o seama la robul meu Iov, că nu este niciunul ca el pe pământ fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care să se ferească de ce este rău. El se ține cu putere în statornicia lui și tu m-ai întărâtat pe nedrept împotriva lui ca să-l prăpădesc. Dar Satan a răspuns Domnului și a zis, cojoc pentru cojoc, că tot ce are omul dă pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de osul și de carnea lui, să vedem dacă nu te va blestema în față. Și Domnul a zis către Satan, îl dau în puterea ta, numai să nu te atingi de viața lui. Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului și a lovit pe Iov cu lepră din tălpile picioarelor până în creștetul capului. Și-a luat Iov un ciob ca să se scarpine și ședea pe gunoi afară din oraș. Atunci nevasta lui a zis către el, te ții mereu în statornicia ta, blesteamă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești cum ar vorbi una din femeile nebune, ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele? Și în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele sale. Iar trei prieteni al lui Iov au aflat despre toate aceste nenorociri care dăduseră peste el și au venit fiecare din țara lui și ei erau Elifaz din Teman, Bildad din Șoach și Țofar din Naamah. Ei se înțeleseseră împreună să vină să împărtășească durerea lui și să-l mângâie. Și când ei și-au ridicat ochii de departe, nu l-au mai recunoscut. Atunci au slobozit glasurile lor, s-au tânguit și au sfâșiat fiecare veșmântul și și-au presărat capul cu țărân. Atunci au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună niciun cuvânt, că-și vedeau cât este de mare durerea lui. Capitolul 3. După aceea Iov a deschis gura sa și a blestemat ziua în care s-a născut. Și Iov a vorbit și a zis, piară ziua în care m-am născut și noaptea care a zis un prunc de partea bărbătească s-a zămislit. Ziua aceea să se facă întuneric și Domnului din cer să nu-i pese de ea și lumina să nu mai lumineze. Bezna și umbra morții s-o cotropească, norii s-o învăluiască și toate negurile s-o înspăimânte. Întunericul să cuprindă noaptea aceea și să nu mai fie pusă în zilele anului și în socoteala lunilor să nu mai intre. Pustie să rămână noaptea aceea și nicio bucurie să nu pătrundă în ea. Blestemată să fie de către cei ce blesteamă zilele, de către cei ce știu să descânte Leviatanul. Să se întunece stelele revărsatului zorilor ei. Să aștepte lumina și nimic să nu vină și să nu mai vadă genele aurorei. Pentru că n-a închis pântecele care m-a zămislit și n-a ascuns durerea dinaintea ochilor mei. De ce n-am murit când eram în sânul mamei mele și nu mi-am dat duhul ieșind din pântecele ei? De ce m-au primit cei doi genunchi și de ce cei doi sâni mi-au dat să sug? Căci acum sta culcat și liniștit aș dormi și m-aș odihni. Cumpărați și cu dregătorii pământului care și-au zidit morminte în singurătate sau cu domnitorii care umplu de aur și de argint casele lor? Sau de ce n-am fost o stârpitură aruncată și ascunsă ca acei prunci care n-au apucat să vadă lumea? Acolo cei nelegiuiți se astâmpără și cei împovărați se odihnesc. Acolo cei ce poartă lanțuri ajung la liman de pace și nu mai aud glasul pasnicului. Mic și mare acolo sunt tot una și robul a scăpat de stăpânul său. Pentru ce dă Dumnezeu lumina vieții celui nenorocit și zile celor cu sufletul amărât? Celor ce așteaptă moartea și ea nu vine și care scormonesc după ea mai mult ca după o comoară, celor ce se bucură cu bucurie mare și sunt plini de fericire fiindcă au găsit un mormânt, celui care nu știe încotro să meargă și pe care îl îngrădește Dumnezeu de jur împrejur. Gemetele mele sunt pâinea mea și vaetele mele curg ca apa. De ceea ce mă tem, aceea mi se întâmplă și de ceea ce mi-e frică, tocmai de aceea în parte. N-am tihnă, nici odihnă, nu-mi găsesc nicio pace și zbuciumul mă stăpânește. Capitolul 4. Atunci Elifaz din Teman a deschis gura și a zis, să-ți vorbim ori să nu-ți vorbim, necazul tău e crâncen.
Dar cine ar putea să-și înnăbușe cuvintele? Iată, tu dădeai învățătură multora și întăreai multe mâini slăbite. Cuvintele tale au ținut în sus pe cei ce erau să cadă și tu ai întărit genunchii care se clătinau. Acum când ți-a venit și ție rândul, ești la strâmtoare și ți-ai pierdut firea. Acum când lovitura te-a ajuns, te-ai spăimântat. Frica ta de Dumnezeu nu-ți dă încredere și desăvârșirea căilor tale nu-ți dă nădejde? Ia adu-ți aminte, care nevinovat s-a prăpădit și unde le-a pierit urma celor drepți în fala lui Dumnezeu? După cum am văzut eu, numai cei ce ară nelegiuirea și seamănă răutate au parte de asemenea roade. La porunca Domnului ei vor pieri, de suflarea mâniei lui se vor stinge, răgnetul leului și glasul leopardului, precum și dinții puilor de lei se sfărâmă. Leul bătrân moare că nu mai are ce mânca și puiile oaicei se risipesc. O șoaptă a răzbit până la mine și urechea mea a prins ceva din ea. În spaimele care vin din nălucirile nopții atunci când somn adânc se lasă peste oameni. Cu tremur m-a apucat și fiori mi-au scuturat toate oasele. Atunci un duh a trecut prin fața mea, tot părul mi s-a zbârlit de groază, a stat drept în picioare, dar n-am știut cine este. O umbră este înaintea ochilor mei și aud o voce ușoară care zice: un om poate să fie drept în fața lui Dumnezeu? O făptură omenească este ea curată înaintea celui ce a zidit-o? Dacă el nu se încrede în slujitorii săi și dacă găsește vină chiar îngerilor săi, cu cât mai vârtos celor ce locuiesc în locuințe de lut, a căror obârșie este în țărână și pe care îi strivește ca pe o molie. De dimineață până seara sunt zdrobiți, pierd pe vecie fără să-i scape nimeni, mor, dar nu mor de prea multă înțelepciune. Capitolul 5. Striga acum dacă o fi cineva care să-ți răspundă, către care din sfinții îngeri te vei îndrepta. Mânia ucide pe cel fără de minte, iar aprinderea omoară pe cel rătăcit. Am văzut pe nebun prins în rădăcină și pe loc am blestemat sălașul lui. Să se depărteze copiii lui de orice izbăvire și să fie călcați în picioare la poartă și nimeni să nu le vină într-ajutor. Secerișul lui să-l mănânce flămânzii și să-l ducă cu ei în ascunzișuri și toată averea lui să o soarbă însetații. Pentru că nelegiuirea nu iese din pământ și necazul nu răsare din pulbere, ci omul își naște singur suferința, precum vulturii se ridică în aer prin puterile lor. Dar eu alerg la Dumnezeu și lui îi arăt necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, lucruri minunate și fără număr. El dă ploaie pe pământ și trimite apă pe câmpii. El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. El destramă planurile celor vicleni și cu mâinile lor nu pot să izbândească. El prinde pe înțelepți în istețimea lor și sfatul celor înșelători iese prost. Ziua în amiaza mare dau de întuneric și umblă ca pe timp de noapte în ceas de zi. Dar Dumnezeu scapă din gura lor pe omul dosădit și din mâna celui puternic pe cel sărac. Astfel sărmanul prinde nădejde și nedreptatea și închide gura. Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră. Și să nu disprețuiești certarea celui atotputernic, căci el rănește și el leagă rana. El lovește și mâinile lui tămăduiesc. De 6 ori din nevoi te va scoate, iar a 7-a oară răul te va ocoli. În timp de foamete te va scăpa de la moarte și în bătălie din primejdia sabiei. Vei fi la adăpost de biciul bârfelii și nu te vei teme de prăpăd când va veni. Îți vei râde de pustire și de foamete și nu-ți va păsa de fiarele pământului, căci vei avea legământ cu pietrele câmpului și fiara sălbatică va trăi cu tine în pace. Tu vei ști corpul tău la adăpost și când îți vei cerceta locuința nu vei avea dezamăgire. Vei ști că urmașii tăi sunt numeroși și că odraslele tale sunt multe ca iarba pământului. Sosi vei la mormânt, la adânci bătrânețe, ca o șiră de grâu strânsă la vremea ei. Iată ceea ce am cercetat, așa este. Ascultă și învață spre folosul tău. Capitolul 6. Atunci Iov a răspuns și a grăit: o, dacă durerea mea s-ar cântări și nenorocirea mea ar fi pusă la cântar! Și fiindcă este mai grea decât nisipul mărilor, de aceea cuvintele mele sunt bâlbâite. Pentru că săgețile celui atotputernic stau înfipte în mine și duhul meu bea veninul lor, de aceea spaimele lui Dumnezeu vin cete-cete împotriva mea. Zviară măgarul sălbatic când e lângă pășunea verde, mugește boul când stă lângă nutreț,
pot să mănânce, n-are sare fără sare, are vreun gust al bușul oului, sufletul meu n-a voie să se atingă de ele, inima mea s-a dezgustat de pâinea mea. Cine-mi va dărui îndeplinirea rugăciunii mele și va face ca Dumnezeu să-mi dea ce aștept? Și să primească, să mă sfărâme și să-și întindă mâna și să mă nimicească. Dar va fi încă o mângâiere pentru mine și voi tresălta, deși împovărat de dureri nemiloase, fiindcă n-am ascuns poruncile celui sfânt. Ce putere mai am ca să aștept și ce viitor mai am ca să prelungez viața mea? Tăria mea este tăria pietrelor. Trupul meu este oare de aramă? Aș putea găsi vreun sprijin în mine și tot ajutorul n-a fugit oare departe de mine? Celui ce este în suferință îi se cuvine mila prietenului său, dar el uită teama de cel atotputernic. Frații mei s-au arătat înșelători ca un puhoi, ca albia puhoaielor repez. Erau acoperite de gheață, zăpada stătea grămadă peste ele, dar cum se topește zăpada, ele și seacă, și cum se încălzește, ele se usucă pe loc. Caravanele se abad din drumul lor, ele înaintează în pustiu și se rătăcesc. Caravanele din tema așteptată, convoaiele din Sava nădăjduiesc în ele și sunt uimiți că au avut încredere când sosesc lângă uscatele puhoaie, sunt uimiți. Așa ați fost și voi acum pentru mine. Vă scutură spaima și vă este frică. Nu cumva v-am zis, dați-mi de pomană și împărțiți din averile voastre pentru mine? Sau scăpați-mă din mâna unui dușman? Sau răscumpărați-mă din mâna tiranilor? Fiți învățătorii mei și eu voi tăcea. Lămuriți-mă unde este păcatul meu. Cât de îmbietoare sunt cuvintele întregimii sufletești, dar ce judecă judecata care vine de la voi? Cugetați voi să faceți judecata vorbelor, ducă-se în vânt cuvintele unui deznădăjduit. Voi năpăstuiți pe orfan, voi împovărați pe prietenul vostru și acum întrebați și vă întoarceți către mine și în fața voastră nu voi spune minciună. Cercetați din nou, nu este nicio viclenie, cercetați din nou. Dreptatea mea este mereu aici. Este oare vreo strâmbătate pe limba mea? Și cerul gurii mele nu va deosebi el ce este rău și ce este amar? Capitolul 7. Oare omul pe pământ nu este ca într-o slujbă ostășească și zilele lui nu sunt ca zilele unui simbriaș? El este asemenea robului care suspină după umbră, asemenea năimitului care își așteaptă simbria. Astfel și eu am avut parte de luni de durere și mi-au fost date nopți de suferință. Dacă mă culc, zic, când va veni ziua? Dacă mă scol, mă întreb, când va veni seara? Și sunt năpădit de fel de fel de arătări până la asfințit. Trupul meu e plin de păduc și de solzi de murdărie, pielea mea crapă și se zbârcește. Zilele mele au fost mai grabnice ca suveica și s-au isprăvit, fiindcă firul s-a terminat. Adu-ți aminte, Doamne, că viața mea e o suflare, că ochiul meu nu va mai vedea fericirea. Ochiul celui ce mă vede nu mă va mai zări, ochii tăi mă vor căuta, dar eu nu voi mai fi. Negura se risipește, piere, tot astfel cel ce coboară în iad nu mai vine înapoi. Nu se mai înapoiază în casa sa și locuința sa nu-l mai cunoaște. Drept aceea nu voi pune strajă gurii mele, ci voi vorbi într-o deznădejdea duhului meu și mă voi plânge într-o amărăciune a inimii mele. Sunt eu oare oceanul sau balaurul din ocean ca să pui să mă păzească? Când gândesc, patul meu mă va odihni, culcușul meu îmi va alina durerile, atunci tu mă spăimântezi cu vise și mă îngrozești cu năluciri. Pentru aceea sufletul meu ar vrea mai bine ștreangul, mai bine moartea decât aceste chinuri. Mă isprăvesc, nu voi trăi în veac. Lasă-mă, că zilele mele sunt o suflare. Ce este omul ca să-ți bați capul cu el și ca să-i dai luarea ta aminte? De ce îl cercetezi în fiecare dimineață și de ce îl urmărești în orice clipă? Când vei înceta să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghiți saliva? Dacă am greșit, ce ți-am făcut ție, păzitorule de oameni? De ce m-ai luat țintă pentru săgețile tale și de ce ți-am ajuns povară? De ce nu îngădui greșeala mea și nu las să treacă fără de legea mea? De grabă mă voi culca în sărână, mă vei căuta, dar nu mă vei mai găsi. Prieten, sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!